Este o zi crucială pentru Liviu Dragnea. Magistrații judecă astăzi cererea de eliberare condiționată. Fostul lider al socialdemocraților are 2 ani în mânecă. Avizul favorabil din partea penitenciarului Rahova și 49 de zile libere câștigate în instanță, după ce penitenciarul a refuzat să-l scoată la muncă. Decizia de astăzi nu va fi însă una definitivă. Colega mea, Roxana Ciucă, este acum la judecătoria sectorului 5 și vine cu mai multe informații în direct. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața și Țiana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. La ora 10 și 15 minute urmează să înceapă procesul aici la judecătoria sectorului 5, o cerere de eliberare condiționată formulată de Liviu Dragnea, fostul lider al socialdemocraților. Înțelegem că sunt șanse foarte mari fie ca acesta să fie adus, ori dacă nu a audiat prin videoconferință, 2 ani are Liviu Dragnea în mânecă, mai exact un aviz favorabil pe care l-a primit acum 2 săptămâni din partea Comisiei de Eliberare de la penitenciarul Rahova, un aviz care spune foarte clar, este reabilitat. Iar cel de-al doilea plus, vorbim de acele ore suplimentare, ore pe care nu le-a lucrat, dar i-au fost contate ca fiind la muncă, mai exact 49 de zile în total, din iulie anul trecut și până în februarie anul acesta. Ne aducem aminte povestea, n-a fost scos la muncă din diverse motive și din motive de sănătate și pentru că a avut coronavirus, apoi pentru că a avut probleme cu spatele, că a fost contact. Avocata lui Liviu Dragnea a venit și a susținut de foarte multe ori că în mod abuziv nu a fost scos acesta la muncă și mai mult decât atât au avut și 2 hotărâri definitive din partea instanței. Așadar, cu aceste ore suplimentare, în total face 2 ani, a ispășit 2 ani din pedepsa de 3 ani și 6 luni, o pedepsă pe care a primit-o în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Telorman. O zi extrem de importantă pentru Liviu Dragnea, însă vreau să vă explic un pic pe procedură. Decizia de astăzi nu va fi una definitivă, cel mai probabil parchetul va face o contestație care se va judeca în 3-4 zile, iar mai apoi urmează să se stabilească termen pentru judecarea acelei contestații. Acum vă întrebați dacă Dragnea o să-și petreacă sau nu sărbătorile pascale acasă. Șansele sunt destul de slabe să se întâmple acest lucru. Vedem care va fi strategia după care aleg să meargă, iată, astăzi Liviu Dragnea și avocata sa Flavia Teodosiu. Rămâneți alături de noi pe Antena 3, revenim! Mulțumesc foarte mult, Roxana!